retorică dură a Kremlinului față de România. Românii nu sunt o națiune, spune Dimitri Medvedev. Când a mai folosit Rusia acest tip de retorică? Atunci când și-a justificat invadarea Ucrainei. Crește pericolul pentru România? Mai devreme, prim-ministrul ne-a spus că nici vorbă de vreun atac. Cu toate acestea, statele occidentale, serviciile secrete germane, spun că Putin va intra într-o confruntare directă cu NATO în 2026. Sunt scenarii pe care lumea occidentală este obligată să le ia în calcul și când spun lumea occidentală, mă gândesc inclusiv la România. Alături de mine în continuare în studio, domnul profesor Cristian Pârbălescu, politolog, domnul Sabin Orcan, director al Newsweek România și domnul ministru Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Vă mulțumesc, domnilor. Aș vrea să începem discuția în această seară de la ce se întâmplă pe scena politică în România, în speță, ce face coaliția PNL-PSD atunci când vine vorba de primăria Bucureștilor. Trebuia să fie avut o decizie încă de săptămâna trecută. S-a tot amânat, ședința coaliției ar fi trebuit să fie astăzi. Una sau două zile până la decizie, ne spune Marcel Ciolacu, declarația premierului acum. Vom avea candidații noștri sau candidatul nostru comun. Au fost discuții despre domnul profesor Florescu. Am avut întâlniri cu domnul profesor Florescu. Și eu și domnul Nicolae Ciucă. Este persoana cea mai îndreptățită să ne spună cum vede viitoarea viziune a Bucureștiului. Dânsul și-a arătat disponibilitatea de a intra într-o echipă pentru reconstrucția Bucureștiului. Domnul profesor Cătălin Cârstoiu? Da. Este un manager foarte bun. Este o persoană care este luată în considerare în acest moment ca și candidat comun. Doamna Firea spune că nu v-ați bătut suficient pentru candidatura domniei sale. Eu mă bucur. În primul rând, pentru că o doamnă este atât de bătăioasă. Și mi-arată că are toate calitățile de a fi primar general. Dorește să lupte pentru crezul domniei sale. A spus, domne, înțelegeți că eu mă consider cea mai bună candidată. Și are dreptate. Este cea mai bună candidată a Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general. Decizia, în schimb, o luăm în interiorul coaliției. Dacă coaliția decide că vom merge separat, Partidul Social Democrat va merge cu doamna Gabriela Firea. Dacă decidem că avem un candidat comun, va fi altă persoană, nu domnul Burduja și nici doamna Gabriela Firea. Și nici domnul Piedor. Domnule profesor Pârbălescu, practic coaliția e în punctul de care a plecat cu discuțiile. Fie separat, fie împreună, știm doar că nu va fi, în cazul unei candidaturi comune, nu va fi doamna Firea, nu va fi domnul Burduja și nici pe Piedone nu-l va susține coaliția. Cine să fie acest candidat și care e problema cu el? Păi, trebuie să fie un candidat care totuși să poată să se opună lui Nicușor Dan. Și când a vorbit domnul prim-ministru de domnul profesor Florescu, am întrebat și eu, am întrebat pe toți cei de aici, nu prea știam cine e. Între timp ne-am dat seama, da, îl cunoaștem, dar nu, din primul moment nu ne-am dat seama cine este. Ori una din problemele candidatului la primăria generală este notorietatea, care trebuie să fie asigurată și oricât de puternice ar fi aceste partide aflate la guvernare, nu pot să crească notorietatea peste noapte. De fapt, noi înțelegem ce se întâmplă. Nu este despre primăria generală, ci despre alegerile prezidențiale. Pentru că experimentul primar general pe listă comună, susținut de ambele partide, este o anticipare a ceea ce ar trebui să întâmple la prezidențial. De altfel, așa cum ați văzut în emisiunea dumneavoastră, domnul prim-ministru Marcel Ciolacu spunea că șeful opoziției este George Simion. L-ați întrebat dacă l-ar prefera contracandidat, dar cum domnia sa încă nu s-a hotărât să candideze, nu va fi contracandidat. Dar îl recunoaște ca un contracandidat pentru că acela e șeful opoziției. Nu este nici domnul Drulă, nici domnul Orban, ci domnul Simion. Apropo, eu înțelesesem că obiectivul la principal pe care l-au avut odată cu comasarea a fost să lamineze extremismul. Deci să-l transforme pe domnul Simion într-un personaj mai puțin important. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, sau în orice caz nu după declarația domnului prim-ministru. Deci, bătălia aceasta va dura încă câteva zile. Nu-și pot permite să nu aibă un candidat care să nu se contrapună lui Nicușor Dan.
Nu la un momentul de față. PNL-ul este cel care trage de timp, pentru că în momentul acesta au, cum spun românii, saci în căruță, adică alegerile sunt comasate și nu mai au emoții, și nu-și doresc să aibă un candidat, să fie un candidat unic la prezidențiale, vor să fie doi candidați la prezidențiale, unul de la PSD și unul de la PNL. Și de aici toată această emoție. Vor ceda sau nu liberali în zilele următoare? Știți că liberalii spun în continuare, pe surse, că vor fi doi candidați, că va fi doamna Firea și domnul Burdujea și nu va fi un candidat unic. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, înseamnă că argumentele domnului prim-ministru sunt puternice și că îi va convinge în următoarele 2-3 zile pe liberal să accepte candidatul unic, care poate va fi domnul profesor Florescu, poate va fi altcineva, dar trebuie să fie cineva care poate să îi se opună lui Nicușor Dan, pentru că altfel coaliția va ieși foarte afectată din bătălia pentru București. Sabin Orcan, acest candidat care ar trebui să-l bată pe Nicușor Dan, ar trebui să mă gândesc, pe lângă o experiență în domeniul său, să spunem, manager de companie sau orice altceva, trebuie să aibă și notorietate. Că, exact cum pomenea domnul profesor Corpulescu, ne-am întrebat cine este domnul Florescu, pe care ne-am amintit că știm că a fost vehiculat din partea liberalilor. De unde să scoată atât de repede, pentru că în două zile trebuie să avem decizia, pentru o candidatură comună, un om capabil, cu șanse bune, să-l bată pe Nicușor Dan? Asta e treaba PNL și a PSD, nu a noastră. Noi putem să comentăm altceva. Am văzut această, mă rog, agitație pe tema faptului că nu avem încă un candidat și vai ce se întâmplă. Păi vă aduc aminte, hai să ne întoarcem în timp, așa puțin, 2004. Au trecut 20 de ani de atunci. 2004, pe la începutul lunii octombrie, dacă nu mă înșel, aveam candidat la președinție pe domnul Teodor Stolojan. Și într-o seară, hocus pocus, dragă da, Stolo, aveam. Hocus pocus, dar era la președinția României. Hocus pocus, a apărut Traian Băsescu, dragă Stolo, două lacrimi, și după două luni Traian Băsescu câștiga alegerile prezidențiale împotriva unui bloc foarte puternic. Deci se caută un Traian Băsescu. Nu știu dacă se caută un Traian Băsescu, nu știu dacă mai putem avea un Traian Băsescu la capitală, dar adevărul este că da, asta este miza. Dar apropo, în 2000 Traian Băsescu a apărut la fel. La fel, da. A apărut tot așa, pe turnantă, ca să zicem așa. Acum asta ar fi o chestiune. A doua, oamenii menționați sunt oameni care desigur au performat în domeniile lor. Acum nici domnul Nicușor Dan nu e de meserie administrator, a fost, nu, e cercetător, profesor de matematică, dar matematician, dar a fost ONG-ist și s-a ocupat, într-adevăr, are o experiență, s-a ocupat de salvarea monumentelor patrimoniului din capitală. Ceea ce l-a recomandat pentru această funcție, că a pornit ca ONG-ist în viața publică, domnul Nicușor Dan. Domnul Cârstoiu este un medic de succes, domnul Florescu este prorector la arhitectură și înțeleg e chiar șeful urbaniștilor din România, deci ar avea oareși ce legătură cu asta. Pe de altă parte, motivul pentru care se caută candidați în afara partidelor este că în acest moment, pe sondaje, electoratele celor două partide resping potențialul candidat al celuilalt partid. Da? Ne uităm la ce s-a publicat până acum din sondaje și vedem că parte din electoratul PNL nu o vrea pe doamna Firea, parte din electoratul PSD probabil nu-l vrea pe domnul Burduja, pentru că aceștia erau candidații, să spunem, informale ai celor două partide și probabil caută o soluție de compromis pentru a avea un candidat unic și a maximiza șansele. Pe de altă parte, cred că rămâne important să precizăm ceva. Nicușor Dan, dacă va primi din nou încrederea bucureștinilor, se va confrunta cu un Consiliu General al Capitalei care va fi dominat de alte partide, nu de partidele care îl susțin pe el. Dacă partidele care îl susțin pe el, cele trei partide din alianța asta controversată în acest moment a Dreptei Unite, nu reușesc să obțină 50% și pe toate cifrele nu reușesc să obțină 50% în capitală, va avea nevoie de un dialog și de o negociere cu celelalte partide, adică cu cine? Cu PNL și cu PSD. Interesant e ceea ce fac candidații, pentru că avem variantele, știm în acest moment avem două candidaturi certe. Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. Gabriela Firea dorește să candideze, ne spune Marcel Ciolacu, faptul că în ipoteza în care vor merge separat de PNL la primăria Bucureștilor, doamna Firea va fi candidatul PSD. Haideți să vedeți declarațiile, pentru că sunt importante, e important felul în care ei înșiși acest candidat se poziționează.
Cum se dă cu piciorul acum candidaturii mele, prin care în mod cer l-aș fi trimis acasă pe domnul Nicu Șordan, vor trebui să dea explicații liderii coaliției. Din motive politice, se pare că se caută orice variantă numai să nu fiu eu candidat. A spus Gabriela Firea pentru bugetul.ro. Toată lumea mă încurajează să merg înainte. Cred că bucureștenii au nevoie de un nume nou, de o perspectivă, de o viziune, în primul rând, pentru acest oraș. Sunt 34 de ani în care au fost tot felul de experimente. Aici pogoniți partidul extratereștilor. Important este că nu numai PSD-ul sau PNL-ul există în București. Probabil pe cine să bată măr? N-are și fizic și intelectual cu ce să ne bată? Să ne facă vreo plăcintă de mere, să mi-o aducă să o mănânc? Ce să-mi facă domnul Burdujean? Cine e doamna Gabriela Firea? Apropo de candidații comuni care s-au stabilit la câteva trei sectoare, însă pentru București nu avem momentan... Cred că este o decizie cu privire la niște candidați care nu au nume pentru moment. Nicu Șordan, Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone, Sebastian Burduja, domnule ministru Diaconescu, sunt declarații de candidați. Decizia politică însă e în altă parte. Coaliția aceasta, de fapt și de drept, poate să meargă mai departe în varianta în care nu se înțeleg PNL și PSD și merg cu candidaturi separate, sau este un semnal foarte prost pentru ce va urma la prezidențiale și la parlamentare? Prin anunțul acestui compromis au ridicat foarte sus nivelul de așteptare. În mod evident, a ieșit printr-o formulă care nu este concordantă cu cea agreată, poate reprezenta o problemă politică. Bugetele la capitală sunt cele mai mari din țară. Fiecare sector are cetățeni în București mai mult decât Cluj sau Timișoara. Alegerile pentru primarul general acoperă numeric al doilea după alegerile pentru președintele României. Toată presa este aici. Deci evident că din acest punct de vedere orice nuanță este folosită într-un sens sau în altul, evident de natură politică. Din ceea ce dumneavoastră prezentați, cum de altfel nici nu se poate altfel, pare o fel de competiție pe persoane. Deci partidele se feresc să nominalizeze, iar pe de altă parte oameni cu credibilitate, mă rog, unii în administrație mai mare sau mai mică, își anunță disponibilitatea sau nu, sau acceptă un zvon public. Este, după părerea mea, extrem de complicat pe un astfel de fundal să tragi o concluzie în legătură cu o anumită atitudine politică. Dar până la sfârșitul zilei, cele două partide vor trebui să o comunice, fie prin separare, fie prin apropiere și susținerea unui candidat. Susținerea unui candidat, fiind primele două partide, are reverberații în țară. Să știți că în voturile în țară și, mă rog, în criticile venite, mai ales în interiorul partidelor, alegerea unuia sau altuia, mai mult decât de la președinție, paradoxal, pentru primăria capitalei, are un anume tip de semnificație. E interesant, până la urmă, ce va face această alianță PNL-PSD dincolo de primăria capitalei. Planurile sunt, așa cum ne-au anunțat cei doi, să câștige și parlamentarele și prezidențialele împreună. Am vorbit mai devreme cu premierul Marcel Ciolacu despre situația opoziției. Alianța Dreapta Unită a fost respinsă de Biroul Electoral Central. Reprezentanții partidelor spun că decizia este neconstituțională și abuzivă și că o vor ataca la înalta curte de casație și justiție. Cătălin Drulă acuză că verdictul BEC vine la solicitarea PSD și a transmis, citez, că este un act de agresiune politică venit din partea lui Iohannis, Ciolacu și Ciucă. USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat că vor candida împreună la alegerile europarlamentare și locale. Domnule profesor Pârvulescu, suntem în situația în care blocul acesta unit al opoziției nu poate fi bloc al opoziției deocamdată, vom vedea care e decizia justiției. L-am întrebat și pe premierul Ciolacu, a spus că nu respinge toate acuzațiile, că n-a sunat domnia sa, niciun judecător, n-a dat nicio dispoziție, vă văd zâmbind, de ce? Pentru că spunea că nu are numerele de telefon ale judecătorilor și mă gândeam, ascultându-mi, dar ce s-ar fi întâmplat dacă le avea suna. Dar dincolo de asta, da, este evident, e un lucru pe care îl știm, și anume că au o problemă, că nu a fost încă înregistrată noua conducere a PMP, de acolo apare problema, iar în ceea ce privește Forța Dreptei, este un partid nou,
ca urmare nu poate să fie reprezentat în BEC, pentru că noi discutăm acum despre reprezentarea în BEC a acestor partide. E adevărat că cu PMP o problemă e mai complicată, pentru că acolo se pune întrebarea dacă un partid care nu este, a cărei conducere nu este recunoscută, poate să încheie alianțe. Nu este cazul Forței Drepte. Forța Drepte este un partid recunoscut, poate să încheie alianțe. Acolo este o dispută între fostul președinte și actualul președinte. Înțeleg că este fostul președinte alături de noi aici. Ministru Cristian Diaconescu. Înțeleg că statutul dă o asemenea putere președintelui încât nu poate să fie schimbat atât de ușor. Iar instanțele până acum au constatat că n-a avut loc un congres care să fie acceptat din punct de vedere juridic. Deci nu a fost statutar. Pur și simplu. De aici apare toată problema. O știau, pentru că s-au mai lovit de o problemă. Știți că finanțările pe care le primesc partidele parlamentare au fost stopate de Autoritatea Electorală Permanentă pe motiv că nu există o conducere. Vorbesc despre situația PSD la momentul în care s-a trecut succesiunea Dăncilă-Ciolacu, doar că acolo a fost un congres care a fost statutar, deci instanța n-a putut constata. Dar tot așa, în aceea situație, era și domnul prim-ministru Ciolacu, nu era trecut în registrul partidelor ca fiind președintele PSD. E adevărat, dar în final s-a putut stabili că a fost un congres statutar. Aici problema este cu congresul respectiv. De aici apar toate problemele. Este o discuție juridică foarte complicată, dar faptul că dintre cei 7 judecători din Biroul Electoral Central, 6 au votat în direcția pe care au propus-o partidele politice, mi se pare că este deja elocvent. Se va judeca la Înalta Curte și acolo se va stabili până la urmă care este situația. Aveți un comentariu, domnule ministru Diaconescu, despre situația aceasta? Deci nu fac parte din acest litigiu între BEC și 3 partide politice, care în paranteză, fie spus, pot candida și ca partide politice, nu ia împiedică nimeni, și 3 partide politice reprezentate așa cum au fost reprezentate. Aspectele care țin de problemele judiciare, da, într-adevăr sunt pe rol. Registrul partidelor politice nu a fost schimbat, așa apare conform legii 14 situația, motiv pentru care, repet, poate mâine va rămâne definitiv într-o formulă sau alta, dar eu nu am interferat în legătură cu această problemă, n-am făcut nicio contestație, n-am făcut nicio intervenție în legătură cu desemnarea reprezentantului în BEC, dar în egală măsură nu accept nici politic să intri într-un litigiu din instanță, pentru că atunci trăim în țara aia de care tot vorbim aici. Atenție, este o chestiune cât se poate de clară din punctul meu de vedere și cer foarte serios să mi se respecte drepturile din această perspectivă. Sabin Orcan? Eu n-am niciun comentariu decât că știu faptele și mi se pare, cum să spun eu, lipsit de sens ca liderii care vor să ia locul domnului Diaconescu nu au reușit să ajungă la o înțelegere politică și au trebuit să descoperim în ultimul moment că alianța se bazează pe un partid care are pe altcineva trecut la registrul respectiv. Acum eu nu comentez, spre deosebire de politicieni ăștia noi, am văzut că acum s-au răzgândit, eu nu comentez deciziile justiției că-s bune, că sunt rele. Chiar dacă eu am dreptul că sunt jurnalist, n-am nicio obligație de reținere față de asta, dar nu văd și nu cunosc speța ca să-mi dau eu cu părerea dacă e legal sau nu ce a făcut Biroul Electoral Central. Dar vreau să comentez altceva, dacă îmi dați voie, legătură cu Primăria Capitalei și cu alegerile astea. Dom'le, plouă cu sondaje în ultimele luni. Iar eu, care fac meseria asta de destui ani, ca și tine, Lili, eu o fac din 1990, am participat în calitate de observator la toate alegerile. Pe vremuri, în anii 90, existau organizații non-guvernamentale sau ziare chiar, care comandau propriile sondaje. Noi nu avem în acest moment disponibile pe piață decât sondaje comandate de partidele politice sau de cei interesați, de politicieni, și date așa pe surse presei, dar știm clar că ele sunt comandate de o parte care are un anumit interes. De ce n-am încredere în aceste sondaje, cu tot respectul meu pentru sociologii serioși din România, este pentru că noi am avut la Newsweek o cercetare amănunțită în trecut, este un număr special care se numește Sforarii de Opinie și care demonstrează că în ultimii 30 de ani în România s-a mințit cu sondajele astea
ca la Balamuc. Și au existat alegeri în care am avut niște estimări cu zeci de procente, nu vorbim de 0,5%, în care niște oameni după o lună ieșeau cu totul alte scoruri, în plus sau în minus, în funcție de interesul celui care comanda sondajul respectiv. Deci eu aș fi puțin mai atent la aceste sondaje, nu m-aș baza 100% pe ele, pentru că ele se și contrazic, dacă vă uitați pe ele, curs, în scop, etc. Și aș mai spune un singur lucru. În această ecuație trebuie să mai țineți cont de faptul că doamna Firea ar putea candida independent. S-ar putea supăra frumos pe PSD și atunci veți avea niște alegeri cu foarte mulți candidați. Alegerile astea nu sunt din două tururi, ca să înțeleagă oamenii care se uită la noi. Practic, primul care iese cu primul scor, indiferent că scorul ăla e 15%, 19%, 20%, ăla iese primar. Pentru că nu mai există turul 2. Cu cât sunt mai mulți candidați, e mult mai greu de estimat cine ar putea să câștige aceste alegeri. Vă dau un exemplu de cifre care sunt în neregulă. Că m-am uitat pe ele și am studiat toate, venind încoace toate sondajele. Domnul Piedone apare într-un sondaj, dar în care n-apare doamna Firea sau n-apar alții, apare într-un sondaj cu, nu știu, 40%, în alt sondaj apare cu 12%. Adică e aberant să crezi că cineva poate fluctua la două case de sondare, de la 12 la 40. Și sigur, putem să explicăm de ce, că unii candidați nu apăreau acolo și așa mai departe. Dar spune, e foarte greu acum să te încrezi în niște sondaje că ăla stă mai bine decât ăla. Nu știm acum. Și până la urmă, decizia e a partidelor, care pot ține cont de sondajele de opinie sau pot să nu țină cont, să țină cont de cu totul alte interese, cum este această coaliție. Într-o zi sau două ar trebui să avem decizia în ceea ce privește capitala, candidatura comună sau separată la capitală, însă lucrurile sunt relevante, ne spunea mai devreme Marcel Ciolacu, pentru stabilitatea României. Avem război la graniță și ne uităm cu toții ce se întâmplă, ce urmează, mai ales după ce Putin a câștigat previzibil un nou mandat prezidențial, se pregătește deja pentru următorul. Tocmai de aceea este